Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Ovidiu, pentru cine nu știe, și astăzi facem un vlog. De aici suntem puțin mai sus de Lyon, ne vom duce în Dinamarca. N-am mai fost de când eram la Hotacarion, în Danemarca, Dinamarca. Și ce să vă zic, acum doar ce m-am ridicat, este ceasul 1.28, dacă puteți să vede, nu știu dacă se vede, cred că se vede, da? Este dimineața, la 2 trebuie să pornim. Ne-am făcut o bucățică de cafeluță, cum îmi place mie să-i spun. Avem aici o ciocolățică micuță de cocos, cum găsim în Mercadona, da? Așa. Mâncăm 3-4 bucățele de alea și după aceea ne pregătim pentru a merge în Danemarca. Haideți să vă arăt puțin unde trebuie să descarc. Voi trece peste un pod care este foarte, 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 foarte mare. Ia uitați așa să vă arăt puțin. Așa, numai puțin să vedem. Da, vedeți? Deci unde suntem noi? Suntem aici în momentul de față. Trebuie să se vadă, da? De la Lyon, exact puțin mai sus. Mergem prin... Vom merge prin Luxemburg, trebuie să cumpăr niște cafeluțe la anumite persoane. Urcăm în sus, o luăm spre Hamburg. Da, după care din Germania, din Hamburg, Hanover, Hamburg, așa. Urcăm în sus și după ce intrăm în Danemarca, o luăm la dreapta. Și aici este podul de care vă ziceam, care lungime undeva la 18 km, pardon, și undeva pe lângă Copenhaga vom descărca, da? Rămâneți cu mine, dragii mei, pe canal și vom merge și vă voi arăta tot ce se poate până la descărcare. Haideți că vă las, îmi beau cafeluța, pornim la drum. Și încerc să filmez, să văd dacă pot să filmez de acolo, de la Luxemburg, de unde cumpăr cafea. Este mult mai ieftină, este cam încă o dată mai ieftină de cum le găsești în magazine. De exemplu, cafea ce vreau să iau eu, o jumătate de kilogram, este undeva la 8-9 euro, acolo e la 3,5-4 euro. Și am să încerc să vă arăt, să vedeți și dumneavoastră ce prețuri sunt acolo, pentru cei ce nu știu și nu am fost acolo niciodată, da? Haideți că ne auzim puțin mai încolo. Da, acum ce am terminat pauza de 45 de minute, suntem în Aire de Toul. Așa, mai avem undeva până la Luxemburg, până în Pecoce ne vom opri în total. Mai avem undeva la 150 de kilometri. Și acolo mă voi opri să mă să cumpăr o cafea. Sunt mai multe cafele, de fapt. Așa, care este pe undeva aici la graniță cu Germania. Da, acel peco unde mă voi opri, pe aici, pe undeva, pe aici așa, da? Col. Și ne continuăm drumul, dragii mei, și ne vom opri undeva, cred eu, pe lângă, între Dortmund și Hamburg, ceva de genul. Și ce să vă zic, haideți că ne auzim puțin mai acolo, încerc să filmez de acolo, din peco de la Luxemburg. Să vedem dacă găsim și cafea și ne continuăm drumul prin vremea aceasta urâtă ce am prins-o acum. Da, deci să vă arăt puțin de aici, suntem la intrare în Luxemburg, dragii mei, uitați ce nebunia aici. Eu nu știu, am mai fost pe aici, dar niciodată n-am prins așa aglomerație, dar văd că astăzi îți de aproximativ o jumătate de oră. Bară la bară, domnule. Bară la bară, vedeți? Mai avem undeva la 50 de kilometri, 48, până acolo totalul la unde vom cumpăra cafea. Ne vom opri, o face o pauză de 45 de minute și după aceea ne vom continua drumul, dragii noștri. Sau dragii mei, cum sună mai bine? Ia uite ce e aici, mare. Să fie oare vamă? Să controleze de aglomerația asta așa, nu pot să-mi dau seama. A, ia uite. Pe partea alta nu e nimic, nu aici.
Luxemburg. Da, deci aici ce ne-am oprit aici într-un peco din Luxemburg pentru a cumpăra câteva cafele. Să vă arăt un pic de ce e pe aici. Sunt paleți întregi de cafea, de toate soiurile și mărcile. Ne dăm un pic ce cafeluțe sunt, prețurile sunt diferite în funcție de cafea, de marcă și bineînțeles în anumite tiende, în anumite de astea, cum îi zice, pe care sunt mai scumpe, în altele sunt mai ieftine, dar în mare este cam același. Diferență de câțiva cenți. Da, e plin de cafea peste tot. Cam asta cumpără lumea, nu se mai cumpără cam mai de mult țigări. Și whisky se cumpără multă cafea. După cum vedeți, am să cumpăr și undeva la vreo 2-3 bucks-uri. Și ne pornim la drum. Ne va ieși pauză de 45. Și ne continuăm drumul spre Germania. Am terminat de și cu cafea. Ia uitați câte cafeluțe am luat pentru toată lumea. Să fie, da? Să nu zică după aia că nu le-am luat, da? Ia uitați aici. Acum trebuie să ținem tichetul, să sperăm că nu ne oprește poliția, că s-ar putea să avem belele, mai ales cum că nu e impozit aici, cum nu este IVA. Să sperăm că nu o să avem probleme. Și mai avem puțin, mai avem undeva la 15 minute, 20 de minute și ne vom porni către Germania. Mai avem 3 ore, să vedem până unde ajungem. Și atunci că vă țin la curent cu tot ce se va întâmpla. Da, suntem în Germania, pe un național ce duce către Köln. Dar din păcate vremea e la fel ca în Franța, săptămâna trecută, este foarte, foarte urât. Acum mai avem undeva la 11 km până la autostradă, ce ne va duce la Köln. Și ne continuăm drumul, mai avem undeva de condus la vreo o oră jumate aproximativ, ca să mergem în 10 ore. Și da, am zis că să vă arăt puțin de pe aici, este totul verde, frumos, cum este la noi în România de altfel. Chiar mișto. Și mai avem total 942 de kilometri. Gata, acum ce m-am oprit, m-am trecut și 25 de minute sau 22, nu mai știu exact. Ia uitați să vă arăt pe unde ies. Am urcat de la Köln, unde pune acolo Colonia, este exact acolo. Am oprit într-un Shell care e mic, are, nu știu dacă are vreo 10 parcări. Am avut un noroc chiar că, hai să mă dau un pic să vă arăt. Am avut un noroc chiar că am prins o parcare liberă. Ieșea unul și am intrat eu. Hai ce mult. O 5-6 parcări, 5-6, 12-13, dar nu-s mai multe, și cu partea alta are altul. Da, și uite așa, m-am trecut deoarece se lucrează la drum, n-ai ce să faci, asta este, se mai întâmplă mai des aici în Germania. Mai am încă un tichet, m-am trecut încă o dată încă 12 sau 13 minute. Am o de oprit dintre amândouă, trebuie să-mi dau amendă și se pare că e vreo 100 de euro. Să lăsați în comentarii dacă știți careva, dacă ați luat vreo amendă, careva, cât e amendă. Nu știu că m-au zis că sunt diferite, în Olanda, Belgia, fiecare depinde unde te oprești, în Spania și cu 100 de euro. Din ce am auzit, că nu mi-o dat niciodată, nu știu. Depinde și de cine dai. Da, și aici vom rămâne până mâine, mai avem undeva, până mâine, nu, până la noapte. Acum facem o pauză de 9 ore. Este 12 minute, pe la 11 am pornit, pe la 11 aș putea porni, pe la 11 aș putea porni. Problema e că mai am 829 de kilometri, nu cred că spun, cred că voi ajunge. Dar asta este, vom încerca să vedem ce iasă, dacă iasă bine, dacă nu, cât se poate face, facem, cât nu, lăsăm jos și aia la altă zi, mai e o zi și uite așa.
Da, deci cam aici, până aici am arăt astăzi, dragii mei. Haideți că ne auzim pe ne auzim la noapte când pornim sau chiar mâine dimineață. Vă voi ține la curent dacă am ajuns, dacă n-am ajuns. O să vă filmez și de la intrare pe podul ăla din cum îi zice, din Danemarca. Este undeva la vreo 18 km, trebuie să fie superb, am să pun camera acolo în parbriz. Deci ce să zic, am ceva tot ce se poate vedea. Hai, v-am pupat, vă las. Mă pun să mănânc și la somn. Bye, bye. Mai avem, cum vă ziceam, 829 de km și vreau să ne dăm jos, să dăm o tură roată pe la remorcă. Să fie totul în regulă, să ne dăm de motorină. Mare plouă. Merge. Să nu fie deschisă vreo ușă de asta de pe aici. Nu cred că umbră prin Germania, numai nu prea umbră, dar mai bine să ne uităm, să ne asigurăm. Haide cum parchează săracile camioane. Cum nu au unde parca. Totul pare în ordine. Totul este prins. Și așa că vom arunca gunoiul și vom decola, dragilor. Ne ducem că aici asta face probleme. Aici. Mi l-aș am spus. Într-o zi, dacă nu am telefonul la mine, voi rămâne pe din afară. Wow. Da, deci cum voi porni? Mai avem undeva la da exact 8 minute și vom decola către Hamburg, dragii mei, deoarece vreau să ajung cât de repede, pentru că va începe imediat să... adică imediat. Am undeva la 5 ore până în Hamburg și după aceea fac o pauză de 45, după aceea va începe lumea să meargă la lucru, să face o aglomerație nebună și vrem să-i dăm pe geacă cât de repede să ajungem, ca să nu prindem aglomerația din trafic. Haideți că ne auzim. Bună dimineața, dragii mei! Acum să ne apropiem de... ne apropiem de asta, de graniță cu Danemarca. Da, vreau să vă povestesc, să vedeți ce am pățit. Am pornit la 11, după cum bine știți, că v-am arătat. Mă duc, fain, vin încoace către Hamburg. Când se termin, înainte de Hamburg, să fac o pauză, să mă bag într-un parking, tot ocupat. Mă duc, mă parchez un pic pe așa pe ieșire, stau 20-23 de minute, vine poliția, pac, zice, ce face aici? Nu, le-am spus, uite că mai am 3-20 de minute să fac pauza. Zice, nu, aici nu se poate. Viteză afară. Ah, de mia. M-am dus la următoarea parcare. Vine o gagică, iar alta, cu altă de asta, cu altă, cum îi zice, cu altă de asta, patrulia de poliție. Nu se poate. Și o trăi până la urmă să mă pasez încă o dată, mai trecut încă o dată. M-am trecut cu 10 minute iară peste. Mai am una de ieri, de 25 de minute. Tu luai. Și acum, sigur, ajung la firma asta și îmi zice de la firmă să mă pasez ca să termin descărcarea. Vom vedea cum o să iasă treaba asta, e? Da, ciudată, ce mi s-a întâmplat, acum nu mi s-a întâmplat niciodată. Aici sunt pe un pod, nu știu ce pod e. Cu cel ce urmează, da? Ce vedeți aici e micuț, ia uitați ce superbitate de pod. Este foarte frumos timpul aici, nu mai plouă, e călduț. Exact cum este la noi în Spain.
micuț. Dați vă seama că urmează următorul, vine următorul, care are 18 km. Din câte am auzit, ăla trebuie să plătesc undeva la 100 și ceva de euro ca să trec pe el. Ce vreau să facem? Nu se poate, nu pot să mă duc până în capăt, după aceea sunt ca parcare și așa mai departe, deci mă trec cu mult. Trebuie să-i sun să vedem dacă mă trec, ok. Eu mă trec, dar cine își face cargo de ce se va întâmpla, da? Am o cimare, imens, domnule. Imens, ia uite. Aici asta că e cât de cât, așa cum e. Imaginați-vă ăla care îl trece de 18 km, care zice că a fost cea mai mare investiție a Danemarcii a lor ca investiție în bani, ca finanțare, să zic așa, care s-a finanțat, zice că a fost finanțat din peaje, din drumuri. Au, ce frumos să vede totul, da? Ce frumos, superbitate. Beton. Uite și aici. Foarte mișto. Superbia, uite. Uite ce mișto și căsuțele alea. Au ieșit de la apă. Deci bestial. Bestial. Mai ce mișto se vede totul, e? Frumos. Abia aștept să ajungem la alt. Eu cred că ajungem la alt și după ce îl trece mai mare în puțin și ne vom pune pe pauză pentru că ne se va termina timpul. Mișto. Aici cu teren de golf, chiar lângă apă. Mișto de tot. Da, deci aici este podul, dragii mei. Ia uitați ce frumos se vede. Ia uitați ce beton e, se vede podul. Băi, eu n-am cumpărat biletul, nu știu, se cumpără de aici. Se cumpără din altă parte. Aștept să nu cumva să-mi dea amendă.
mai înalt. Doar ce am terminat de descărcat. Ia uitați, ca să știți când veți veni aici, să știți că trebuie să plătiți 100 de coroane aici, locul în lângă Copenhaga, da? E ca un centru din ăsta de descărcare, da? Trebuie să plătesc
15 euro ar veni 100 de coroane. Așa e almasenul, văd că pot să rămân aici să fac pauză, nu e nicio problemă. Pot să dorm aici, văd că 100 de ore. Nu e bai, dar nu știu pentru ce am plătit 100 de coroane, dar în fine. Am vedea acum, să vedem dacă îmi vedea de la firmă. Stăm aici, facem pauzica. De 11 ore. Bine că nu mai avem 11, că mai avem 10. Aici nu știu ce cum se ăștia. Mai avem 10 și după aceea ne pornim către Hamburg. Unde vom avea încărcarea. Cam atât am vrut să vă arăt, dragii mei, pentru vlogul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un mare like dacă vă place.